biscuiții, ghiocei, o idee pentru mărțișor, un mărțișor dulce. Sper să vă placă. Pot fi și umpluți cu ciocolată sau simpli. Ajut să dau formă la ghiocel. Tai. Ia uitați. Îl întorc. Ca să-l scoate. Ia uitați cât sunt de frageți și buni. Sunt foarte buni. Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem biscuiți ghiocei. M-am gândit că pentru 1 martie ar fi o idee fantastică să primim câte un ghiocel dulce, un mărțișor dulce. Eu sper să vă placă. Rețeta este foarte bună. Este fără praf de copt. Ia uitați. Ghiocei. Și să vedem ingredientele. O să avem nevoie de 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, esență de vanilie, esență de rom, un praf de sare, 50 de grame de zahăr și făină cât este nevoie. Pentru decorat pe deasupra o să avem nevoie de puțin zahăr pudră, colorant verde și de tăiat forme. Eu le folosesc pe toate trei ca să dau forma la ghiocel. Am să vă arăt cum se face. Este foarte simplu. Acum o să punem toate ingredientele într-un bol. O să mai avem nevoie de un penson ca să facem codița verde. Și o spatulă. Și o să începem cu untul pe care îl punem în bol. Gălbenușurile. O să punem și zahărul. De sare, esență de vanilie, asta este un extract de vanilie, puteți pune și esență, și esență de portocale, și de lămâie, așa, și punem și puțin rom. Mie îmi plac mai aromate. Acum o să amestecăm puțin. O să adăugăm făina cât este nevoie. Și am să frământ cu mâna.
gata. Îl dăm deoparte. O să avem nevoie de un sucitor ca să întinde. Și să vă arăt. Cu această formă are seamănă cu pasări. Eu am să tai. Se vede. Am să mă folosesc de această formă ca să tai, ca să dau forma la ghiocel. Am să tai aripile. Ia uita ce frumos este. Și cu acesta să fac de unde vine prinsă codița. Dacă vă place să vă jucați, o să faceți ca mine. Dacă nu, eu nu am găsit formă de ghiocel. Mi-am dorit foarte mult să-i fac. Îi punem mai întâi pe o foaie. Tăiem altul. Această formă tăiem. Simplu, nu? Uitați. Această formă. Am nevoie de partea de jos ca să pot să dau formă la ghiocel. Le decupăm. Această formă rotundă am să tai. Am să tai aripile. Arată ca o pasăre în această formă. Am să tai aripile. Se vede, da? Tai aripile. Am să pun așa aici. Am să tai aripile. Deci numai vârful. Și în partea aceasta la fel am să fac. Deja prinde formă de ghiocel și cu undui, partea rotundă, am să dau formă aici.
cu această formă, vedeți, este un pic înclinată. Lăsăm aici. O să dăm cu zahăr pudră, o să presurăm. Și codița o să facem cu colorant verde. Cine nu dorește să pună colorant, face fără. Aici, într-un păhăruț, o să punem o picătură, două de colorant. Eu am pus și un pic de alcool, puteți pune și un pic de apă. Și două, trei picături de colorant, nu mai mult. Să pun două. Compensăm. Am să amestec. Și am să dau pe fiecare codiță. Acum dăm la cuptor, la 170 de grade, circa 10 minute, nu mai mult. Biscuiții sunt gata, ia uitați că sunt de frumoși. Acum o să presurăm puțin zahăr. Sunt fierbinți. Ia uitați cât sunt de frumoși. Frumoși și buni. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Aceștia sunt biscuiții ghiocei. O idee pentru mărțișor. Un mărțișor dulce. Sper să vă placă. Pot fi și umpluți cu ciocolată sau simpli. Abia scoși din cuptor. Ia uitați cât sunt de frageți și buni. Eu vă mulțumesc mult, o zi bună tuturor, la revedere. Vă urez multă sănătate, multă fericire. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Sunt foarte buni.